În acest material voi evidenția relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, având ca text suport poezia Ceva ca rugăciunea de Marin Sorescu. Ceva ca rugăciunea de Marin Sorescu. Nu știu ce am, că nu dorm când dorm. Nu știu ce am, că nu sunt treaz când stau de veghe. Nu știu ce am, că nu ajung nicăieri când merg. Nu știu ce am, că stând pe loc sunt hăt, departe. Doamne, din ce fel de humă m-ai luat în palmele tale calde? Și cu ce fel de salivă ai amestecat și ai frământat huma-mi? De nu știu ce am, că exist. Nu știu ce am, că nu mai am nimic decât pe tine. Cerința este următoarea. Comentează în minimum 50 de cuvinte textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Așadar, în compunerea noastră, trebuie să precizăm ideea poetică, adică mesajul poeziei, ce ne transmite eul liric, despre ce comunică el, tema poeziei, ce ne comunică acesta, gânduri, emoții, sentimente. Și mai trebuie să vorbim despre mijloacele artistice, adică despre modul în care ne transmite mesajul, ce figuri de stil, ce imagini artistice sau ce alte procedee folosește poetul pentru a ne comunica mesajul lui. Să stabilim mai întâi ce tip de eu liric avem. Repetând insistent, nu știu ce am, nu știu ce am, că, adică, nu știu ce e cu mine, că, nu știu ce se întâmplă cu mine, că, fiindcă, eu liric observă și își analizează propriile stări și dispoziții mentale. Este așadar un eu liric introspectiv, care se autoanalizează, aflat în căutarea sensului propriei existențe. Spunem că eu liric este confesiv, ne mărturisește ce simte, ce gândește, și meditativ, căci el meditează, filozofează asupra unor aspecte din viața lui. Ce declară eu liric? Nu dorm când dorm, dorm când nu dorm, căci nu sunt treaz înseamnă dorm, stau de veghe înseamnă nu dorm, visez, noaptea visez, dar și ziua visez, asta spune eu liric, sau spune altceva. Asta de veghe înseamnă asta treaz în timpul nopții, dar și asta de pază noaptea, a fi vigilent. Nu ajung nicăieri când merg. Stau într-un loc, dar sunt într-altul. Stând pe loc, sunt hăt, departe. La prima vedere, pare că se joacă și că ceea ce spune nu are sens. De fapt, eu liric vorbește în acest fel despre natura duală a omului. Pe tot parcursul poeziei este reliefat dezacordul dintre materie și spirit. Materie, corpul, trupul trecător al omului, huma, spirit, sufletul nemuritor, dat de Dumnezeu. Mai ales în penultima strofă, când se adresează Creatorului Suprem, printr-o interogație retorică. Avem aici un reproș adresat celui care l-a creat pe om atât de fragil și atât de diferit. Doamne, din ce fel de humă m-ai luat în palmele tale calde și cu ce fel de salivă ai amestecat și ai frământat huma-mi? Sunt versuri care invită la reflecții asupra naturii complexe a minții umane, la reflecții, la meditații asupra interacțiunii dintre stările conștiente și subconștiente în diferite momente sau contexte. Această strofă, penultima strofă, reproșul din această strofă îmi amintește de Arghezii, de poezia Adam și Eva, în care eu liric reproșează divinității că a încercat prin om un experiment care nu i-a reușit, acela de a prinde un altoi de stea, adică sufletul, pe noroi. Dar i-a ieșit cam somnoros și cam trândav și nărăvaș, strămoșul meu Adam, că l-a făcut, cum am aflat, cu praf și nițeluș scuipat, ca să încerce dacă un altoi de stea putea să prindă pe noroi, că de urât, scuipând în patru zări, stingher făcuse și luminile din cer. În Biblie, mai exact în Vechiul Testament, Facerea, capitolul 2, versetul 7, avem așa: atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ,
a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Nici vorbă de scuipatul divin aici. Și totuși, de unde acest lucru în poeziile celor doi? Scuipatul, saliva divină. În opinia mea, Dumnezeu suflând suflare de viață asupra omului și fiind foarte, foarte bătrân, mai bătrân decât timpul, mai și scuipă, că așa-s bătrânii, când suflă. Nu știu ce am, că nu mai am nimic decât pe tine, zice el în final. În cele din urmă își dă seama că singura bogăție din viața lui nu este alta decât relația pe care o are cu Dumnezeu. Nu mai am nimic decât pe tine. Același vers, nu știu ce am, are alt înțeles în final. Nu știu ce mai dețin. Cea mai tulburătoare parte din poezie, aceasta este. Nu știu ce am, că exist. Că exist, nu știu ce se întâmplă cu mine, exist, sunt. Am trecut dintr-o stare de increat, perfectă, din veșnicie, am ajuns în timp, am ajuns în lume. Are Marin Sorescu altă poezie care ne-ar putea lumina. Am zărit lumină. Am zărit lumină pe pământ și m-am născut și eu să văd ce mai faceți. Sănătoși, voinici, cum o mai duceți cu fericirea? Mulțumesc, nu-mi răspundeți. Poetul coboară de undeva de sus. El a preexistat într-o ipostază demiurgică. Un exemplu de răspuns ar putea fi. În cele 5 strofe ale poeziei Ceva ca rugăciunea, de Marin Sorescu, eu liric confesiv, meditativ, caută răspunsuri pentru a înțelege și a accepta condiția imperfectă în care se află, aceea de om, aflat într-o permanentă căutare a sensului propriei existențe. Eu liric este copleșit de natura duală a omului. Acesta este conștient de existența unui dezacord între cele două elemente fundamentale din care suntem creați. Pe tot parcursul poeziei este reliefată nepotrivirea dintre materie, corpul, trupul trecător al omului, huma și spirit, sufletul nemuritor, dat de Dumnezeu. Tema acestei poezii este condiția umană. Ce înseamnă a fi om? Și consecințele acestei situații, ființă limitată, în spațiu și timp, nu știu ce am, că exist. Omul este terenul unui neîntrerupt conflict. Nu ajung nicăieri când merg. Stând pe loc, sunt hăt, departe. Gândul poate străbate lumea, fără ca trupul să-l poată urma. Repetiția versului, nu știu ce am, nu știu ce e cu mine, scoate în evidență neliniștea continuă a eului liric, care pare dezorientat, căci nu-și înțelege, nu-și acceptă situația. Aflat într-o permanentă stare de nesiguranță, eul liric este avid de certitudini. Eul liric este însetat de certitudini. În penultima strofă, acesta se adresează Creatorului Suprem. Doamne, printr-o interogație retorică, din ce fel de humă? Cu ce fel de salivă? Avem aici un reproș adresat celui care l-a creat pe om atât de fragil, atât de diferit. În cele din urmă își dă seama că singura bogăție din viața lui nu este alta decât relația pe care o are cu Dumnezeu. Nu mai am nimic decât pe tine. Cam atât despre acest subiect. La revedere!